Vă salut, dragii mei! Cu toții știm că laptele este un aliment complet, din punct de vedere nutritiv, motiv pentru care el este primul aliment pe care nou-născuții îl consumă în primele luni de viață. Întrebarea de astăzi, de ce este laptele un aliment sănătos? Motivele pentru care laptele este atât de cunoscut pentru beneficiile sale asupra sănătății sunt nenumărate. Însă, noi ne vom concentra astăzi. Pe proteina din lapte, mai exact pe caseina din lapte. Caseina reprezintă, de fapt, o familie de fosfoproteine. Acestea sunt preponderent întâlnite în laptele mamiferelor, alcătuind 80% din proteinele laptelui de vacă și între 20 și 45% dintre proteinele laptelui uman. Caseinele din lapte formează legături cu calciul și fosforul din lapte, crescând valoarea nutritivă a laptelui ca și aliment pentru tânărul organism care trebuie să-și construiască un sistem osos fără aceste legături cu caseinele, fosfatul de calciu nu ar fi solubil, deci nu ar fi biodisponibil organismului. În compoziția laptelui, părțile hidrofile ale caseinelor se încarcă negativ. Și se resping reciproc, iar acest lucru permite laptelui să rămână în stare lichidă. Însă, în momentul în care laptele ajunge în stomac, caseinele coagulează datorită acizilor care contracarează sarcinile negative și datorită enzimelor care taie sau desfac lanțurile proteice în bucăți mai mici. Această coagulare face ca proteinele să rămână mai mult timp în stomac, eliberând aminoacizi încet și facilitând digestia și implicit absorpția proteinelor.